Accidentul a avut loc la Câmpul Mare, pe drumul național 67. Șoferul mașinii spune că a încercat să evite un alt autoturism care i-ar fi apărut în față. A ieșit pe acostament, după care s-a rostogolit, ajungând în mijlocul șoselei. Medicii care au tratat cele două victime spun că salvamontiștii au avut mare noroc. Sunt în stare bună. Contrar celor spuse de dumneavoastră, care spuneți că cele două mașini și de ei spus, sunt într-o stare avansată de degradare. Cei doi salvamontiști au participat de-a lungul timpului la sute de acțiuni de salvare. Acum și ei au avut noroc și au scăpat cu viață. Una dintre mașinile noastre de intervenție a avut un accident. E bine că oamenii nu au nimic grav, nu sunt probleme medicale deosebite și sper că să fie totul bine în câteva zile cu ei. Mașina este distrusă, să vedem ce facem cu ea, cum reușim să o reparăm la timp. Avem încă 3 mijloace de transport cu care putem interveni, deci nu ne va fi afectată activitatea, dar din păcate se întâmplă și astfel de evenimente. Se pare că nu din vina noastră și noi sperăm ca toată lumea să fie responsabilă când conduce pe stradă și să nu mai avem astfel de evenimente cauzate de alți șoferi. Zona în care a avut loc accidentul este una foarte periculoasă. Aici se înregistrează frecvent evenimente rutiere, așa că autoritățile caută soluții pentru a evita producerea de noi evenimente. O să propunem să facem un studiu de fezabilitate în zona respectivă, pentru că acolo am înțeles că s-au întâmplat mai multe accidente și mi se pare normal să găsim o soluție să nu mai avem asemenea evenimente. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a afla cum s-a întâmplat totul și cine se face vinovat de producerea accidentului.